Unii moldoveni vor primi cu întârziere compensațiile în facturile pentru gazele naturale consumate în noiembrie. Asta pentru că au fost identificate cazuri când gradul de vulnerabilitate socială a unora dintre ei, indicat în facturi, diferă de statutul stabilit de guvern prin intermediul platformei compensații.gov.md. Anunțul a fost făcut de șeful Moldova Gaz Vadim Ceban, care îndeamnă consumatorii să achite facturile la timp. El a precizat că erorile financiare vor fi înregistrate ca plată în avans, iar recalcularelor se va regăsi în factura pentru decembrie, care va fi expediată consumatorilor la începutul lunii ianuarie. Regulamentul aprobat de guvern prevede ca statul să ofere compensații pentru consumul maxim de 180 de metri cubi de gaze naturale. Tariful din facturi variază în funcție de gradul de vulnerabilitate, de la 12 la 24 de lei pentru un metru cub de gaze. Până la începutul lunii decembrie, pe platforma compensații.gov.md au fost depuse aproape 700.000 de cereri.